În această primăvară au fost organizate de către Primăria Lerești mai multe licitații. Printre acestea se află și amenajarea pieței agroalimentare din Târgul Săptămânal. În maxim 2 săptămâni, constructorul va demara lucrările în această zonă. În perioada imediat următoare vom demara licitația pentru înființarea pieței agroalimentare în comuna Lerești, satul Voinești, în Târgul Săptămânal. Valoarea lucrărilor se ridică undeva la 1.700.000 de lei vechi, banii de la bugetul local. Se vor continua lucrările și la rețeaua de canalizare începute anul trecut. Odată finalizată această lucrare, Lereștiul se apropie de un procent de 90% rețea canalizare în localitate. Se lucrează la investiția de canalizare în comuna Lerești, satul Voinești, pe strada Răcenii, Roman, Valea Foii, ulița Redea. Deja am ajuns aproape la jumătate cu execuția lucrărilor. Am depus cerere de finanțare în urma situațiilor de lucrări prezentate de constructor la Ministerul Dezvoltării și Rurale și Administrației Publice. Am primit banii, urmează ca în zilele următoare să facem plata către constructor. Lucrările sunt în grafic, chiar pot să spun că sunt puțin înaintate și constructorul ne-a promis că va căuta să termine mai repede decât avem în proiect. Finalizarea fiind undeva în luna noiembrie. Urmează să refacă și covorul asfaltic pe acolo pe unde s-a spart și s-a stricat. Reabilitarea grădiniței din Voinești și extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră în satul Pojorâta. Acest proiect se ridică undeva la 3.500.000 de lei, iar grădinița undeva la 1.700.000 de lei. De curând au fost depuse la Ministerul Energiei documentațiile necesare extinderii rețelei de gaze. Și aici, localitatea de pe râul Târgului se apropie de finalizarea introducerii gazului. Avem și anul acesta în proiect extinderii rețelei de gaze pe strada Frăsinata, ulița Cojucaru și Valea Foii. În maxim 2 ani, comuna Lerești va beneficia de toate utilitățile și infrastructură, la fel ca o localitate urbană.